Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Chiar avem, uite, Republica Fantastică România sau... Nu-mi dau seama dacă e adevărat. Am găsit acest mesaj pe un grup Părinții Cer Schimbare. Este un grup foarte mare pe Facebook. Uh-huh. Iată ce zice un utilizator. Salut, spune. Diriginta din clasa a 6-a a cerut fondul clasei pe grupul de WhatsApp. 50 de lei pentru semestrul 1 și 50 de lei pentru semestrul 2. Copilul meu, zice acest domn, este în clasa 6-a. Ce întreabă? V-ați mai întâlnit cu situația asta? În condițiile în care totul se desfășoară online? Da. Și eu ezit, adică nu vreau să dau nume aici, că nu am senzația că... Deci nu poate fi... Adică nu cred că e posibil așa ceva. Să ceri fondul clasei în condițiile în care școala a fost online și lumea începe să răspundă. Iată ce zice o doamnă. La noi, spune, s-a rezolvat simplu. Cu câteva sute de lei de persoană la începutul anului. Suma a fost propusă de părinții... Are detalii. A fost propusă de părinții repede săritori. Tocmai am văzut pe niște grupuri de craft și anunțuri prin care se căutau bijuterii și tot felul de scumpeturi pentru martie și se ofereau sume enorme, de la 2000 în sus. Pentru cadrele didactice, bineînțeles, chiar dacă nu cer chestiile astea, unii dintre ei, profesorii sunt vinovați că le acceptă. Așa că, nu știu, o fi adevărat, 0728 3D1 3D2, dați-ne mesaje pe WhatsApp. Dacă la voi s-au mai cerut fondul clasei sau se mai cer bani în perioada asta în care a fost școala online. Sau pentru martie, nu știu. Altcineva zice, întrebarea mea este cum dați acești bani? Vă dă doamna contul cardului? Bună întrebare, cum faci? Altul zice, n-ar fi rău să vă adresați în scris conducerii școlii pentru a bugeta ceea ce vrea să cumpere doamna dirigintă cu cei 50 de lei. Știu că s-ar putea să pară prea mult, însă dacă dumneavoastră acceptați să-i plătiți, ei vor fi ceruți în continuare. Este vorba de banii respectivi. Deci eu nu cred că fondul clasei mai există acum, dar uite că sunt oameni. Și eu mă mir că de obicei oricum se ocupă un părinte de fondul clasei, nu diriginta. Mă rog, o fi o formă de fond de rulment. Știi ce zic? Adică poate ia prevăzător ca să fie mai ieftin. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.